La 26 iulie, Biserica Ortodoxă Română îl pomenește pe Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel. Duminică, cu acest prilej înalt, Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diacon la Mănăstirea Negru Vodă din municipiul Câmpul Lung Mușcel. În cuvântul de învățătură, arhiepiscopul a prezentat, pe scurt, viața și nevoințele Sfântului Cuvios din secolul al XVII-lea, amintind de marea bucurie a mușcelenilor de a-l avea atât de aproape pe tainicul rugător din Valea Chiliilor. Sfânt Ioanichie cel Nou de la Mușcel, negreșit, a fost hrănit de îngeri. A fost hrănit cu mană cerească, n-am nicio îndoială. Acest chip extraordinar. I-a arătat Dumnezeu ziua exactă, anul, când el va pleca la Dumnezeu. Și i-a dat tăria să ia dalta care și-a luat-o de la început și a ciocanul și să bată în perete cu toată modestia, să pună numele lui, cine era el, ieroschimonac, adică starea călugărească desăvârșită, și anul 1638, acest personaj unic. Și încă mai sunt mulți haștri la Valea Chiliilor, la cetățuia Negru Vodă și în alte părți ale munților noștri pe care Dumnezeu îi va descoperi atunci când crede El, nu când vrem noi. Credincioșii au așteptat cu multă răbdare să se închine la racla Sfântului, așezată în interiorul bisericii. Din anul 2013, moaștele au fost aduse aici, de la mănăstirea cetățuia Negru Vodă. Sunt foarte mulți care vin și de aproape și de departe, se roagă la Sfântul Ioanichie și nimeni din cei care se roagă nu pleacă nemângâiat. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi minunată. Mulțumim înalt preasfințitului arhiepiscop Calinic pentru darul făcut Sfintei Mănăstiri și mușelenilor. Îi mulțumim pentru prezența la slujbă, mulțumim credincioșilor care au participat și s-au rugat împreună cu noi și tuturor ostenitorilor care s-au ostenit ca acest praznic de astăzi să fie un praznic minunat și fiecare să fie folosit și sufletește, dar și trupește. Dumnezeu să răsplătească fiecăruia, iar Sfântul Ioanichie să bucure pe toți care vin și îngenunchează la racla Sfintelor sale moaște. Ne rugăm pentru sănătatea copiilor, pentru ploaie în special, pentru o viață mai bună și liniștită. O să știți că venim pentru prima dată aici, am auzit de la o colegă. Este un sfânt cu multă credință în Dumnezeu și am venit să ne rugăm la el pentru că am înțeles că rugăciunile sfinților au o mare trecere pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Hotărârea pentru trecerea în rândul sfinților a cuviosului Ioanichie cel Nou de la Mușcel a fost luată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2008. Proclamarea locală a canonizării a avut loc un an mai târziu la 26 septembrie.